Da, după cum spuneam, bine ați revenit la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Ne reîntâlnim după o perioadă de pauză îndelungată, dar iată că Muzeul de Artă își reia activitățile și astăzi sunteți alături de noi la primul eveniment care deschide seria de activități de anul acesta de la Muzeul de Artă Piatra Neamț. Trebuie să reamintesc cu această ocazie faptul că Muzeul de Artă sub egida Complexului Muzeal Național Neamț a organizat și organizează, susține și promovează activități culturale de calitate și iată că astăzi suntem martorii primului eveniment de acest gen din acest an. Este vorba de o expoziție deosebită, o expoziție intitulată Întâlnire. De ce este expoziție deosebită? Pentru că aduce la Piatra Neamț artiști de renume a artei românești, membri ai grupului Prolog. Despre debutul, istoria grupului Prolog ne vor vorbi pe rând organizatorii, criticii de artă, Emil Nicolae și Maria Pașc, de asemenea maestrul Mihai Sârbulescu. Este un eveniment deosebit și ne bucurăm, trebuie să salutăm inițiativa Fundației Mircea Titus Romanescu pentru ideea de a aduce la Piatra Neamț această expoziție, dar și felicităm și de asemenea și pe organizatorii evenimentului, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, pentru că a făcut posibilă realizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând un partener important este, bineînțeles, Muzeul de Artă, pentru că datorită spațiului generos puteți dumneavoastră să admirați și să contemplați acest eveniment. La Piatra Neamț, după cum spuneam, protagoniștii activi ai, alături de protagoniștii săi activi, grupul Prolog expune, se reunește și expune într-o nouă formulă, o formulă care continuă și consolidează o existență deja de 3 decenii. Cred că e necesar să enumerăm artiștii participanți la această nouă expoziție. Alexandru Antonescu, Crina Antonescu, Cristian Dițoiu, Constantin Flondor, Matei Lăzărescu, Dan Mohanu, Horia Paștena, Ștefana Petre, Emilia Pop, Mircea Titus Romanescu, Andrei Rosetti, Mihai Sârbulescu, Valentin Scărlătescu, Doru Ilian și vă mulțumim că sunteți alături de noi la acest eveniment. Dau cuvântul mai departe organizatorilor acestui eveniment deosebit, doamna Carmen Anastasă, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, bine ați venit. Ne întâlnim după o lungă perioadă de izolare unul de altul, dar aproape doar pe mediul online. În sfârșit am ieșit la lumină cu o întâlnire a unor prieteni în ale picturii, dar și în viața de zi cu zi. Ar fi trebuit să fie o întâlnire la Piatra Neamț. În această perioadă trebuia să organizăm vacanțele muzicale. Din păcate le-am anulat, dar cu siguranță veți fi alături de noi la anul. Trebuia să avem o tabără de creație cu acești mari pictori aici la noi, la Piatra Neamț, unde să pună pe pânză cele mai frumoase locuri din Piatra Neamț. Deocamdată facem un intro a întâlnirilor de la Rarău. Cred că veți fi foarte încântați de lucrările dumnealor. Le mulțumesc că totuși au făcut un efort să vină alături de noi, să marcăm aceste vacanțe muzicale, chiar dacă sunt doar în culoare de această dată. Mulțumesc Fundației... Unde sunteți, om? Aici. Da. Vă mulțumesc pentru inițiativă. M-am bucurat foarte mult când a venit împreună cu doamna director Verzea la mine pentru a îmi propune acest proiect. Mi s-a părut foarte interesant și foarte ofertant pentru noi, pentru Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare. Mulțumesc, bineînțeles, partenerilor noștri, cei de la
complexul muzeal, că de fiecare dată ne-au fost alături, și finanțatorului nostru, Consiliul Județean Neamț. Domnul vicepreședinte Dulamă este aici alături de noi și vrea să ne spună două cuvinte. Mulțumesc, Carmen. În primul rând, vreau să... Mai aproape, da? Mai aici, ok. Da, cred că se aude, nu? În primul rând, aș vrea să transmit un bun venit oaspeților noștri în acest cadru feric la poalele Consiliului Județean și în incinta Muzeului de Artă. Să vă mulțumim pentru că ați avut timpul necesar să veniți, așa cum spunea și doamna directoarea Centrului de Cultură, primul eveniment pe anul acesta. Să știți că la foarte multă lume le este dor de cultură și de artă, chiar dacă foarte multe evenimente culturale finanțate de Consiliul Județean Neamț au fost anulate din motivele bine cunoscute. Noi vă mulțumim încă o dată și vă asigur că, cel puțin din punct de vedere personal, atât timp cât voi mai fi într-unul din birourile din această clădire, arta, cultura, ca și alte evenimente care au loc în Județul Neamț, vor fi finanțate cu succes. Mulțumesc și prietenului Mircea Romanescu pentru invitație. Am fost și la Tarcău, la acea tabără extraordinară care a fost, și revăd foarte mulți artiști și prieteni care au fost acolo, și vreau să vă transmit în continuare sănătate și să o țineți tot așa. Doamne ajută! Doamna Maria Pașc, istoric de artă. Istoric și de artă și curator. Curator câteodată. Mă aflu în calitate de istoric de artă alături de dumneavoastră aici. Cu prilejul unei expoziții extraordinare care este găzduită pe simezele muzeului din Piatra Neamț. Cum am spus, mă bucur că sunteți aici, pentru că distanțarea socială nu înseamnă distanțare culturală și cultura ne îndeamnă să ne bucurăm chiar în formula aceasta. Pe simezele muzeului din Piatra Neamț, 14 artiști, câțiva dintre ei care fac parte din grupul Prolog, au realizat lucrări pe parcursul a două rezidențe artistice organizate de Fundația Titus Romanescu. Așadar, ceea ce vedeți pe pereții muzeului, pe simeze, reprezintă rezultatul muncii împreună, a muncii la oaltă și, bineînțeles, și a eforturilor organizatorilor de a aduce 14 artiști, de a-i pune să lucreze la ora artă, de a-i scuti de toate grijile cu care sunt confruntați artiștii, și acesta a fost prilejul care a oferit această expoziție de care vă invităm să vă bucurați. Sunt artiști de cunoscuți la nivel național și unii dintre ei chiar și internațional. Cum a spus și doamna director al muzeului, este un prilej faptul că acest muzeu se redeschide, activitatea lui reîncepe cu asemenea expoziție. Noi suntem onorați să vă putem prezenta, iar în continuare am să-i dau cuvântul lui Mihai Sârbulescu, pictor care a participat în aceste rezidențe. Vă mulțumesc! Mulțumim, Maria! Dar mai înainte de mea, o să rugăm pe cel mai tânăr expozant, Ștefana Petre, să rostească două, trei vorbe. Ce pot să spun este că întâlnirea cu pictorii în aceste tabere mi-a oferit șansa de a le observa modul de lucru, dar și de a observa personalitatea fiecărui artist, și astfel mi-am îmbogățit perspectiva asupra a ceea ce înseamnă realizarea unei picturi. Deasupra acestui lucru, am învățat că cel mai important în viața unui pictor
este relația de prietenie cu colegii săi și împărtășirea gândurilor personale. Vă mulțumesc că ați venit, mulțumesc domnului profesor Mihai Sârbulescu și tuturor organizatorilor, gazdelor de aici, de la Piatra Neamț, familiei Romanescu și mulțumesc că ați venit. S-au pronunțat două cuvinte. Unul a fost prolog. Al doilea a fost ciuma, cum se cheamă? Cavită, îi spun eu. Cavită. Bun. Suntem foarte bucuroși, nu-i așa, Mircea, că prologul reușește să nu se deschidă acest frumos spațiu în ciuda tuturor temerilor. Să nu ne temem prea tare de temeri. Eminescu zicea, sus inimile voastre. Ce treabă avem noi cu pandaliile astea care tot vin? Ele există, dar mai există și lucruri frumoase pe lume. Lucruri frumoase pe lume, nu vreau să par prea politicos, e fundația Mircea Titus Romanescu cu splendida lui soție Liliana, care sunt gazde extraordinare în frumosul acesta oraș al dumneavoastră. Am terminat cu politețile. Care nu sunt formale deloc, absolut deloc, sunt din toată inima. Și și mulțumim mult tuturor vorbitorilor noștri. Încerc să fac o încheiere cumva sintetică, să revin un pic la motivul întâlnirii noastre de aici, care este o parte a proiectului întâlnire, care a fost constituit pe baza uneia dintre directivele fundației noastre, aceea de a integra arta contemporană în tradițiile și în cultura zonelor vechi din România. Ne bazăm pe faptul că trebuie recuperat patrimoniul acesta peisagistic, trebuie recuperat acest potențial turistic, trebuie puse în vedere capacitățile și potențialul spiritual, să nu uităm că zona Neamț și zona Bucovina, de unde noi am venit cu simpozionul, sunt zone speciale, cu totul, să zicem, aplicate spre o spiritualitate creștină și spre o viață spirituală deosebită. Toate lucrurile astea am încercat să le punem într-un binom artă, turism, spiritualitate și care dorim să se concretizeze prin câteva lucruri, ca să spun așa, câteva produse finite. Un asemenea produs a fost o colecție a taberei noastre care am predat-o Muzeului de Artă a Lemnului din Câmpul Lung. Deci Câmpul Lungul are deja în componență acum o secție de artă, să zicem, contemporană. Mergând mai departe, a apărut acest concept întâlnire. Denumirea este dată de unul dintre membrii grupului Prolog, domnul Constantin Flondor, maestru și profesor deschizător de școli și o persoană demnă de a avea un loc foarte înalt în istoria artei românești. Unul din primii noștri consilieri pe teme culturale a fost maestru Horia Paștina. În acest sens, noi am demarat împreună acest concept întâlnire. Ce poate fi întâlnire? Întâlnirea, sigur, că poate fi și a unor persoane care pur și simplu se întâlnesc și se lovesc în cursul zilei și nu se cunosc și care, în momentul acela, apare o clipă sublimă în care ei conștientizează unul de prezența celuilalt și
lasă o amprentă una asupra celuilalt, adică fiecare conștientizează că au trăit o clipă. Noi suntem mai puțin mai departe cu acest concept. Noi am derulat, ca să spunem, agregarea acestui grup în jurul unui concept care a invitat artiști de o anumită talie și de o anumită concepție stilistică, în jurul genului numit peisaj. De ce peisaj? Că peisajul este, într-adevăr, pentru noi și pentru fundație, este un drum de cultivare și de dezvoltare a direcției pe care ne-am propus-o, aceea de a pune în valoare potențialul peisagistic al țării. Direcția aceasta a adunat un număr de persoane, dintre care trebuie să ne lăudăm că 5 din grupul nostru sunt membrii fondatori ai grupului Prolog, cu conceptul său și cu dezvoltarea sa în timp care a fost. Noi încercăm cumva să dezvoltăm, fără să avem o legătură directă, poate, cu acest concept al Prologului, care poate că nu mai este de o actualitate imediată, încercăm să dezvoltăm un concept propriu al acestor întâlniri. Deci, oricum, s-a creat, dacă vreți, un fel de egregor, în sensul că un număr de artiști lucrează împreună și care creează o artă de un anumit tip legată de tradiția cultural-spirituală românească. În acest sens, vom încerca să dezvoltăm un sistem. Deci deja, mai departe pot să spun că sunt formate două colecții. Deci e colecția domnului Negrea, care este unul dintre sponsorii noștri, care ne-a susținut în două ediții la Gura Humorului, și bineînțeles o colecție a fundației, care am adunat-o și noi tot cu această ocazie. Iată că deja aceste tablouri intră într-un circuit național, intră într-un circuit public. Ele se vor dezvolta mai departe cu alte lucrări care se vor crea în simpozioanele următoare și dorim ca această colecție să ajungă o colecție publică importantă care să caracterizeze, să zicem, și național și să poată fi prezentată și internațional. Acesta este un proiect. Este, în primul rând, întâlnirea artiștilor, dar, în al doilea rând, să nu uităm, este și întâlnirea și cunoașterea cu persoane care vor să ajute la această idee și care se identifică cu această idee. Deci mă refer la domnul Negrea, pe care noi cu dragă l-așteptăm, trebuie să apară din clipă în clipă, la cărui colecție s-o puteți vedea înăuntru, așa. De asemenea, trebuie să menționez și Centrul Cultural Carmen Seculare, reprezentat de doamna Carmen Năstasă, care iarăși a înțeles foarte bine această idee și vrea să o susțină, și sperăm, sigur, că în timp să găsim și alte persoane cu care să putem construi mai departe, pentru că totul este o muncă în comun. Totul este un sistem pe care noi îl dezvoltăm împreună și care sperăm să aibă rezultate prin ceea ce noi vă prezentăm astăzi. Asta este un prim rezultat care noi îl prezentăm publicului. Din 2017, de când am început activitatea, acesta este o primă expoziție unită a acestui fenomen, care noi am spus întâlnire, să-i spunem fenomen, poate că noi putem spune nimic altceva deocamdată, și care se va dezvolta. Noi vă promitem că ne vom ține de el, îl vom urmări în continuare cu aceeași asiduitate și o să puteți vedea lucruri făcute de un grup de oameni care sunt profesioniști și care sunt legați de, să spunem, de un număr de valori culturale pe care ei le acceptă. Există aici un număr de valori pe care toată lumea le acceptă. Deci asta este un aspect pe care eu vreau să-l opun unui alt aspect, care spune așa, zice, de ce trebuie să adun eu niște oameni, să-i pun să lucreze împreună, ca după aceea să iau
și să am, să zic așa, să beneficiez de rezultatele acestei munci împreună, când pur și simplu mai ieftin este să mă duc în atelierele lor și să iau lucrări și să fac o colecție publică din lucrările lor. E, diferența este următoarea, că lucrul acesta împreună creează niște afinități care se văd nu numai în calitatea lucrului, dar și în ansamblul lucrării. Deci aici înăuntru o să vedeți o lucrare de ansamblu, nu o lucrare individuală. Ea nu este o lucrare individuală, este o lucrare de ansamblu. O să observați acest lucru prin faptul că ea are o omogenitate extraordinară. Diferența asta a trebuit să o fac pentru că altfel exista acest, cum să spun eu, fenomen de neînțelegere a necesității taberelor și a simpozioanelor. Da, nu vreau să mai plictisesc oratorii, aș vrea să vă invit chiar să vedeți rezultatul, acest prim rezultat, sigur că și noi trăim cu emoția aceasta, că este prima expunere a acestui grup în, să zicem, în zilele noastre și în condițiile astea în care suntem cu tot felul de pandemii. Deci mulțumesc încă o dată tuturor, dar nu înainte de a da cuvântul specialistului, și anume istoricului și scriitorului Emil Nicolae, care să ne povestească un pic mai concret despre expoziție. Maestre. Da, eu renunțasem deja. Păi da, eram cât de acest. Uite, la cererea așa, mi-ai spus că e întuneric în partea. Da. Am mutat e mai brună, microfonul, acum nu știu. Funcționează? Păi, spuneți voi cum e, că ai transmis un mesaj. Nu mai sunt celelalte. Bine, în primul rând eu vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți aici, nu doar artiștilor, pentru curajul de a fi ieșit astăzi după amiază la Muzeul de Artă, de a fi ieșit în public, chiar dacă suntem într-o situație incomodă. Și au înțeles și probabil există acest coronavirus, de-aia țin simbolic masca asta aici, nu e un discurs anti. Dar între lucrurile care trebuie salvate, sănătate, economie, viață, cred că și arta merită salvată. Pentru că nu știu cum ar fi altfel viața cu mâncare, cu tot, cu bani în conturi, etc., dar fără artă. Poate că ar trebui să spun câteva lucruri despre prolog. Noi am plecat de la premisa că toată lumea știe despre ce e vorba. Dacă v-ați uita într-o istoria literaturii, la un capitol, la literatură contemporană, și în timp ce răsfoiați istoria, ar apărea așa deodată Camil Petrescu, evident că ați avea o surpriză enormă, mai tare decât corona. Dacă vă uitați într-o istorie a artei contemporane, la un capitol privind deceniul 9, 8, 9, 10, și apare domnul Mihai Sârbulescu, cam efectul ar trebui să fie același. De aceea eu vreau să spun câteva lucruri despre acest grup prolog, înființat sigur de Paul Gerasim, dar și alții, dar în nucleul dur pe Simeze, în expoziție, mai există și domnul Flondor și Horia Paștina din prima serie și Scărlătescu, dar prezent aici este domnul Mihai Sârbulescu, care e un eveniment în sine, ca să spun așa. Deci eu aplaud. Și ca să nu treacă ușor povestea, vreau să vă spun că știam de la Mircea de proiect, știam că se face
expoziția, că va fi această întâlnire, cum afară, înăuntru, cum va fi. Am fost acum câteva zile să văd lucrările și erau pregătite pentru etalare. Am aflat însă că domnul Sârbulescu ține să le ridice la simeză. Păi să nu le las pe jos acolo, nu? Da, într-o concepție proprie. Îi place, îi și place treaba asta. Așa că ieri am fost și am avut o mare satisfacție pe care, iată, să când astfel nu o să o aveți, să vedeți cum se ridică o expoziție pe, spre simeză. Ne-a învățat pe toți Paul Gherasim. Da. Deci tot prologul. Deci da. Grupul Prolog, sigur că a fost experiența Andreescu în anii 50, a fost un grup puternic de artiști în timpul ceaușismului negru, care a apărut, cum să spun eu, natural. Se ocupă de natură și a apărut natural în istoria artei românești, adică fără manifeste. A fost un grup bazat pe prietenie, pe afinități elective, cum spunea Goethe. Toți artiști de un anumit nivel, foarte sus, care s-au adunat și au creat un grup și au lucrat împotriva presiunii ideologicului. Fără să spună explicit asta, fără manifest. Și pornind, de fapt, să recupereze lucrurile elementare ale umanității, adică sacru, natura, prietenia, unde sunt lucrurile astea în împrejurul nostru, în natură, adică în peisaj. Acum, peisaj e un termen restrictiv, pentru că în tablouri sunt și decupaje, sunt și ramuri de măr, flori de măr, deci nu e vorba numai de peisaj în sensul curent al termenului, dar e vorba de natură. Asta a făcut Prologul în 1985, de fapt la expoziția Floare de Măr, după aceea Prolog 1, Prolog 2, grupul a creat un fel de afluență, adică cei afini au migrat spre grup, fără scandal, fără manifeste, fără teorie, au apărut mai târziu, de fapt istorii ale grupului, și în felul ăsta s-a deschis în istoria artei contemporane, artei românești contemporane, un capitol foarte interesant și important. Deci suntem la 35 de ani, da? De la apariția, la prima apariție a grupului, și iată că avem efecte. Eu vă invit să vă mai uitați în istoria artelor românești și să vedeți ce curente, ce mișcări, ce alte grupuri au avut un asemenea ecou, un asemenea efect într-un timp relativ scurt, 35 de ani. În 35 de ani au fost câteva generații, până la Ștefana Petre, care e cea mai tânără, da? Am întrebat-o dimineață într-un interviu, nici nu era născută în 85 când a apărut grupul Prolog. Și dacă vă uitați în lucrările lor, în cele 40 de lucrări din expoziție, o să vedeți, cum spunea și Mircea, o coerență, pentru că e o stare de spirit. Pe de altă parte, eu am atras atenția în niște discuții și chiar cu domnul Sârbulescu dimineață, înăuntru acestei comuniuni artistice, morale, spirituale, care a relansat Calo Cagatia, Binele și Frumosul în arta contemporană, ca o provocare, aici fac o paranteză, când e confuzie, când toată lumea experimentează și la școală, și în ateliere, și în galerii, e ca și cum astăzi m-aș apuca eu să compun rondeluri în literatură, adică întoarcerea la, sau retro, regăsirea peisajului în această manieră, pentru că ea până la urmă e postmodern. Aici putem... Scrieți, vreți numai scrieți românești. Vorbim foarte mult, da. Deci această recuperare a naturalului, a mediului, a omenescului, repet, în general, este meritul grupului
prolog, avem un reprezentant aici și avem un efect major în artele românești contemporane, din care un exemplu îl aveți în sala Muzeului de Artă. Și mai vreau să spun un lucru și am terminat. Această expoziție cu această temă, natura, ca să nu spun peisajul, se aliniază foarte bine la colecția de bază, o parte, mare parte din colecția de bază a Muzeului de Artă și la cele câteva evenimente dedicate lui Aurel Băieșu și nu numai în acest muzeu, care ar fi un precedent în istoria artei românești la grup, sigur, cu Andreescu, Grigorescu și așa mai departe. Mulțumesc!